Procurorii DIICOT au reținut 3 persoane la care au descoperit o cultură de plante de cannabis. Drogurile de risc erau crescute în ghivece de flori în casa familiei. Anchetatorii DIICOT au descins miercuri dimineață în locuința familiei din Drăguțești, dar și la alte 2 imobile. Procurorii au descoperit o seră cu plante interzise, care, conform anchetatorilor, era întreținută de mai mult timp în garajul familiei, apoi mutată în casă. Pe lângă proprietarul locuinței și soția acestuia, investigatorii au luat la audieri și pe fiul acestora, care locuiește în Rovinari, dar care este considerat capul afacerii. Cei 2 suspecți, tată și fiu, sunt și colegi de serviciu la compartimentul de pompieri în cadrul termocentralei Rovinari. În cauză s-a reținut faptul că în vara anului 2022, 2 suspecți au înființat la un imobil situat în județul Gorj o cultură de cannabis indoor, plantele fiind cultivate în ghivece de flori care au fost inițial depozitate în garajul imobilului, iar ulterior, din cauza temperaturilor scăzute, au fost mutate la jumătatea lunii septembrie 2022 în locuință, unde suspecții au asigurat condiții de căldură și umiditate propice dezvoltării acestora, au transmis reprezentanții structurii centrale a DIICOT. 3 dintre cei audiați în cursul nopții trecute au fost reținuți, iar azi vor fi prezentați în fața instanței de la Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă.